223, fiindu-i acelui frate și mai greu și suferind de mari dureri, aceia i-au cerut marelui bătrân să roage pe Dumnezeu să-și facă mai repede milă cu fratele. Răspunsul marelui bătrân: el a rămas în durere ca rugăciunea făcută pentru el să nu rămână singură de sine. Dumnezeu a făcut și va face ceea ce este de folos prin rugăciunile sfinților. Nota 325. În ediția Volos Nota, Aba Dorotei, în primul său cuvânt, adaugă că marele Varsanufie a mai spus către fratele Dosoftei și acesta: du-te, copile, în pace, înfățișează-te Sfintei Trăimi și mijlocește pentru noi. Amin. Și după răspunsul acesta, fratele s-a săvârșit în pace. 224. Cineva a întrebat pe Ava Ioan despre un lucru și nu răspuns a trimis să întrebe despre același lucru pe Ava Varsanufie, nespunând că a întrebat mai înainte despre acel lucru pe celălalt bătrân. Și a răspuns bătrânul: fă cum ți-a spus fratele Ioan. Și iarăși după un timp oarecare s-a întâmplat ca același frate să întrebe ceva pe Ava Ioan și primind răspunsul a trimis să întrebe același lucruri pe Ava Varsanufie. Iar bătrânul i-a spus: îți ajunge acum. Dumnezeul lui Varsanufie și al lui Ioan este unul. Și n-a mai adăugat același să întrebe pe amândoi despre același lucru, mulțumindu-se cu răspunsul unuia. Nota 326. Varsanufie nu neagă că în primul răspuns era și sfatul lui Ava Ioan. Acesta pentru că fratele însuși ceruse sfatul de la amândoi. 225. Un frate a întrebat pe marele bătrân: spune-mi, părinte, ce să fac în tulburarea ce o sufăr de la gândurile inimii mele? Și dacă trebuie să tai cu desăvârșire vinul? Și dacă trebuie să dorm șezând? Și roagă-te pentru boala ochiului meu? Și dacă trebuie să-l arăt doctorului? Și te rog să cer lui Dumnezeu să-mi dea puțină sporire și să nu mă mai despartă de sfintele voastre urme. Răspuns: frate, tu cer de la puținătatea mea să auzi cele privitoare la gândurile tale. Oare nu te-au mulțumit cele ce le-ai auzit de la fratele Ioan? Tu suferi aceste tulburări pentru că ai o inimă ușuratică. Iar după cuvântul Domnului, toate sunt cu putință celui ce crede, Marcu 9:23. Deci unde este credința ta? Cât privește vinul, nu trebuie să-l tai cu desăvârșire, ci întrebuințează puțin. Iar șederea la somn te va duce pe urmă la smerenie. Însă predete lui Dumnezeu în frica lui. În privința ochiului nu-ți fie frică, căci ai pe Dumnezeu care te luminează. Dar dacă se nimerește să întâlnești pe cineva, priceput și-l arăți lui, nu păcătuiești. Pentru că și aceasta este smerenie. Acestea ți-au fost dictate de mine, dar au fost scrise de fiul meu Serib. Iar de nu te lupți să faci deșarte aceste cuvinte ale mele, grăite prin Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu să te ducă la o sporire mai mare și să nu te despartă de noi nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Înțelepțește-te în privința dracilor care te învață lucruri de sminteală și vei atrage întotdeauna sufletul tău și gândurile tale spre bine. Nu încheia în voială cu ei, că sunt înspăimântători și de neam străin. Și vei moșteni pământul israeliților în Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia se cuvine slava în veci. Amin. 226. Întrebarea aceluiași către același: te rog, părinte, spune-mi dacă primul răspuns e de la tine, căci gândul îmi spune că poate e de la Ava numele tău. Și spune-mi cum se pot tămădui patimile și dă-mi o poruncă spre mântuirea sufletului meu și cere pentru mine iertarea păcatelor și, dacă e bine, cum îmi spune gândul, să primesc pentru totdeauna bucătăria. Răspunsul lui Varsanufie: ascultă, fiule, pentru toată patima există un leac și pentru tot păcatul o pocăință. Dacă ești cu totul necredincios, cum ai spus, și voiești să te vindeci de necredință, leac este credința. Să crezi fără să te îndoiești în cel bun. Iar dacă stărui să rămâi în necredință, ia seama să nu cazi din fericirea aceea de care s-a spus: fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Căci s-a scris: credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Ioan 12:36. Iată, ți-am trimis un al doilea răspuns ție, care n-ai crezut în cel din tâi. Dacă ai fi primit un proroc în nume de proroc, ca proroc, ai fi luat plată de proroc. Matei 20:41. Adică dacă, chiar dacă primul răspuns n-ar fi fost de la mine, l-ai fi primit ca de la mine, l-ai fi luat după credința ta. Căci credincios este cel ce zice: să-ți dea ție după inima ta. Psalmul 19:5. Spusa ta
Vreau să mă întăresc de la tine și de la Ava, ți-a adus primul răspuns. Nota 328. Aci se pare că Varsa nu fie întristat că fratele n-a fost mulțumit cu răspunsul ce i-l-a dat Ava Ioan, îi spune. Crede Ave Ioan, care este bun, deci crede omul bun. Omul bun nu vrea să te amăgească, ci te duce pe calea bunătății lui spre Dumnezeu cel tot bun. Pentru ce te-ai apropiat atunci de cei ce l-au ispitit pe Domnul zicând, arată-ne nouă semn și pe care Domnul i-a respins ca pe niște ispititori zicând, semn nu li se va da lor, Matei 12, 38-39. Și pentru ce nu te-ai apropiat mai vârtos de Ahaz, care după ce i s-a poruncit să ceară semn, n-a voit ce a zis, nu voi cere, nici nu voi ispiti pe Domnul. Isaia 7:12. Dacă auzind, ai fi crezut simplu, te-ai fi ales cu mult folos. Dar pentru că din nou n-ai luptat împotriva necredinței, nota 329, n-a luptat împotriva necredinței când la început a voi să-i întrebe pe amândoi, nemulțumindu-se cu răspunsul unuia, am cerut Avei să stea la ușa ta și să cetească, strigându-le cu glas tare cuvintele scrise ție de mine spre rușinarea diavolului. Căci de le va citi acestea strigând, cum te mai poate război diavolul ca să zici, nu aud. Iar dacă le auzi și altul ți le-a scris precum a voi, cum nu l-aș da pe față pe acela? Nota 330. Deoarece fratele se îndoia că cuvintele din prima scrisoare i le-a trimis Varsanufie, acesta pune pe Ava Serif, căruia i le dictase pentru acel frate, să le citească cu glas tare la ușa chiliei lui, ca acesta auzindu-le, în caz că nu le recunoaște că sunt ale lui Varsanufie, să o spună aceasta. Iar în caz că nu spune nimic, să recunoască în mod public că sunt ale lui și să nu mai fie războit de dragi, să se îndoiască că nu sunt ale lui Varsanufie. Dacă mai fi socotit străvăzător și cunoscător al celor ce se fac potrivi voii lui Dumnezeu, ar fi trebuit să socotești că nimeni n-a îndrănit să schimbe cuvântul meu, fără ca eu să știu. Dar și pe mine m-a micșorat vrăjmașul în chip ascuns în fața ta, înfățișându-mă în ochii tăi, ca necunoscut nimic de mai înainte. Drept aceea, devoiești de la mine vreo poruncă spre mântuirea și viața ta, agonisește smerenie desăvârșită și ascultare în toate, căci acestea sunt cele ce dezrădăcinează toate patimile și să dezi toate bunătățile sau virtuțile. Și să nu-ți fie greu să asculți învățăturile Avei, căci aceasta este sămânța vrășmașului. Iar dacă pui toată puterea ta în a le păzi și primi, nădăjduiesc prin Hristos care s-a întrupat și s-a răstignit ca să mântuiască pe cei păcătoși, că nu vei întârzia să aduci rod frumos și bun. Cât despre păcatele ce zici că le-ai săvârșit, de vei păzi porunca mea în Hristos Iisus, crede neîndoielnic că Domnul ți le-a iertat și că ești ca un nou născut din Dumnezeu prin pocăință. Iar despre patimi nu e nevoie să scriu despre fiecare din ele, căci printr-un singur cuvânt ți-am arătat leacul lor, fiindcă zice Domnul, voi locui în cei smeriți, 2 Corinteni 6:16. Oare socotești că poate locui peste tot ceva din răutatea vrăjmașului, acolo unde îl vede locuind pe Domnul? Înțelege că nu se poate arăta răufăcătorul în palatele dregătorilor. Cât despre bucătărie, să nu ți să o păstrezi până la sfârșit, căci aceasta va trezi tot mai multă pismă. Dar când ți se poruncește, nu te codi și nu te împotrivi, ci fă ce ți se cere cu toată inima, că din aceasta câștigi har. Iar despre cele două patimi, despre uitare și negrijă, întreabă cu râvnă, frate, și lucrează cu mai multă sârguință și nu face ca cu întrebările de mai înainte pe care le-ai dat uitării și surorii ei negrija, ci noiește întrebările tale duhovnicești prin harul Sfintei Trăimi. Nota 331. Întrebările arată și ele o nemulțumire a omului cu starea în care se află, deci o voință de trecere peste ea, de ieșire din ea. E o frământare spre viață, nu o împăcare cu nesimțirea păcătoasă. Și încălzește-ți inima în frica lui Dumnezeu. Nota 332. Frica de Dumnezeu produce căldura râvnei spre a împlini voia lui, spre a nu se mai lăsa stăpâni de obișnuințele pătimașe, deci aduce o tărie. Trezind-o din somnul spiritual al celor două cumplite patimi pomenite, căci încălzită va prinde dorința bunătăților viitoare. În jurul acestora să se miște cugetarea ta și grija aceasta va alunga de la tine și somnul trupesc.
atunci vei spune ca David, în cugetarea mea se va aprinde foc. Psalmul 38:4, nota 333, cugetarea prin care omul se preocupă de îndreptarea sa nu e o cugetare rece, e o cugetare în care pune grija de sine, grija de a nu se pierde, ci de a-și asigura viața veșnică. De altfel, nici o cugetare preocupată de a câștiga și menține atențiunea altuia față de tine nu e o cugetare rece. Cugetarea rece e numai aceea care se ocupă cu lucruri care nu ating viața persoanei proprii. Orice altă cugetare este o cugetare existențială. Ai întrebat deci despre două patimi și ai auzit pe scurt despre toate. Ele sunt ca niște surcele care sunt arse de focul duhovnicesc. Căci ca să vorbesc despre viețuirea duhovnicească, dacă nu e în lucrare privegherea minții conducătoare, în zadar cugetă omul. Fii iubitor de osteneală și de cugetare la acestea și vei afla care împărătească și vei umbla fără teamă în Domnul. Ți le-am cerut acestea și crede-mă când îți spun că ne voi vedea sârguința ta în Dumnezeu, mă voi ruga pentru tine neîncetat către Domnul ca să te mântuiască de moarte spre viața veșnică, în Hristos Iisus Domnul nostru, căruia fie slava în veci. Amin. 227. Întrebarea acelui către același mare bătrân, Ava, mă înspăimântă gândul zicându-mi, întreb și nu faci, nu te va blestema bătrânul, deci roagă-te pentru mine ca să dăruiască Dumnezeu să înțeleg cele scrise mie și să le fac. Răspunsul lui Varsa nu fie, fiule, dacă ascultă cineva și pace, lui își face și pe sine se folosește. Dar fiindcă ai zis că te înspăimântă gândul ca nu cumva să te blestem, te întreb, cum poate cel ce se teme de Dumnezeu să blesteme pe cineva când zice Domnul, binecuvântați și nu blestemați? Romani 12:14. Dar ia aminte, frate, că demonii voiesc să-ți atragă grijă la cele ce nu sunt de mare folos, să dormi cezând sau să nu-ți pui o pernă la căpătâi, care sunt mărarul și isma și chimenul. Matei 23:23. Și să lași cele însemnate ale legii care stau în a stinge mânia, în a usca iuțimea și în a te supune în toate. Iar acestea le seamănă în tine vrăjmașul, ca să-ți slăbească trupul și să ajungi la patimă și să vrei saltele moi și multe feluri de mâncări. Dar îndestulează-te cu o singură pernă și întinde-te în pat cu frica lui Dumnezeu. Nota 334. Varsa nu este pentru o asceză trupească moderată. Pentru el important este curățirea de patimile sufletești și dovândirea virtuților, smerenia, bunătatea, răbdarea, ocărilor, rugăciunea. Iar ca să înțelegi cele spuse ție de mine, roagă-te lui Dumnezeu și îți va da înțelegere. Că cel este dătătorul la tot darul cel bun. Ai încredere că de vei pune toată puterea în a face cele ce ai auzit, voi înmulți pentru tine puterea mea ca să primești ajutor de la Dumnezeu. Umple de cioara ta cu mâncări spirituale. Nota 335. În ediția Bolos la notă, vezi înțelepciunea Sfântului. Fiindcă fratele acesta era bucătar al mănăstirii, îi dă o pildă din cele ale bucătăriei, care sunt credința, nădejdea, iubirea. Căci cel ce le are pe acestea se ospătează cu împărăția. A lui este slava în veci. Amin. 228. Întrebarea aceluia și către același. Te rog, părinte, fiindcă citesc grecește și nu înțeleg ce zic, roagă pe Dumnezeu să dea înțelegere la citire. Și spune-mi dacă trebuie să învăț psalmii în grecește. Nota 336. Se vede că în Gaza, părinții foloseau scriptura Vechiului Testament în traducerea greacă a Septuagintei, ca în tot Imperiul Bizantin. Răspunsul lui Varsa nu fie. În ce privește citirea în grecește, dacă noi căutăm cu ajutorul lui Dumnezeu și în smerenie, cele ce ne sunt spre folosul sufletului, Dumnezeu ne va da înțelegere. Și dacă acesta e un dar al lui Dumnezeu, e vădit că e spre mântuirea sufletului. Că cele mai multe din cărți sunt scrise în limba greacă. Iar dacă te ostenești să înveți psalmi în limba greacă, aceasta îți va fi spre ajutor la citirile lor în această limbă. Dar fie că citești, fie că înveți psalmii, adu-ți aminte neîncetat de Dumnezeu care zice, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. Matei 11:29. Înțelege ce spun și dacă te ostenești, ostenela ta va afla har spre viața veșnică în Hristos Iisus Domnul nostru, căruia fie slava în veci. Amin.
229, întrebarea aceluia către același mare bătrân. Te rog, părinte, iartă-mă pentru Domnul, că gândul hulei a pus stăpânire pe mine. Și roagă-te pentru mine să mă îndrept. Răspunsul lui Varsa nu fie. Dacă aș fi putut să acopăr cu lacrimi această scrisoare și să ți-o trimit, ție care te chinuiești pe tine însuți, ți-ar fi fost de folos. Dar ce să fac omului care nu și-a pregătit pământul inimii lui ca să primească cuvintele semănate de mine prin răspunsul scrise spre readucerea sufletului din starea învechită la înnoirea vieții veșnice? Căci dacă ai fi primit cu hotărâre cuvintele mele, ai fi gustat prin ele dulceața care îndulcește sufletul și alungă cumplita amărăciune semănată de draci în tine. Dar de vreme îndelungată se războiește împotriva ta dracul de făimării, care pierde sufletele care îl primesc. Cercetează și vei afla că, fără să fi găsit nici măcar vreun motiv vrănic de luat în seamă, te-a prins în cursa ducătoare la moarte. Dar să nu-i dea Dumnezeul meu putința să împlinească voia lui cu tine. Căci dacă nu ne pierdem nădejdea, Dumnezeu ne stă totdeauna aproape ca să primească pocăința noastră. Dar dacă ne pierdem nădejdea noi înșine, ne vom afla osândiți pe noi înșine, având sângele asupra capului nostru. Drept aceea, trezește-te din rătăcirea care te robește și pune din nou stăpânire pe simțurile ce ți le-a robit vrăjmașul, trăgându-le de la învățăturile date ție de Hristos prin mine, care ți-am poruncit mai întâi să stingi mânia și iuțimea din tine, cunoscând că ele duc pe om spre pierzanie prin defăimare. Agonisește apoi smerenia în care se ard dracii, ascultarea care aduce pe Fiul lui Dumnezeu să locuiască în om, credința care mântuiește pe om, nădejdea care nu rușinează, dragostea care nu lasă pe om să cadă de la Dumnezeu. Căci tu, în loc să te îngrijești de acestea, ți-ai ales mai vârtos cele potrivnice, mânia și iuțimea și pieirea desăvârșită care este hula. Însă dacă auzind acestea de la mine, vei face tot ce poți ca să te desparți de aceste patini și să câștigi acele bunătăți sau virtuți, voi face și eu înzecit pentru de cât pot pentru tine și nu vei mai rușina căruntețea mea. Drept aceea, de dragul bunătății lui Dumnezeu, ca să afli cât de bun este El, ostenește-te să te îndrepți. Și fiindcă avem poruncă să iertăm, Luca 6, 31-37, iertate să-ți fie păcatele trecute. Iar de acum să te îndrepți, pocăiește-te 40 de zile pentru păcatele trecute, făcând 3 metani în fiecare zi și zicând, iartă-mă pe mine, care am hulit împotriva ta, Dumnezeul meu, și te mărturisește lui în trupul hulitor de 3 ori zicând pe zi, slava ție, slavă ție, Dumnezeul meu, binecuvântat ești în veci, amin. Și nu mai cădea iarăși în aceasta, ca să nu ți se întâmplă ceva și mai rău. Ioan 5, 19. Căci în învărtoșarea inimii ai venit la mine și de la mânie la reținerea de la Sfânta Împărtășanie. Și odată ce ai fost luat cu desăvârșire în stăpânire de pornirea aceasta, ai căzut în prăpastia hulii. Și dacă n-ar fi luat înainte mâna iubitorului de oameni Dumnezeu și rugăciunile sfinților, sufletul tău ar fi fost aruncat în pierzania deznădejdii. Acum Dumnezeu îți spune prin mine, cel prea mic, ai păcătuit să nu mai faci. Sirac 21.1. Dar roagă-te și pentru păcatele de mai înainte, căci milostiv este Dumnezeu și dacă vrem noi, ne va ierta păcatele. Nota 346. Dacă voim noi, deci, dacă îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte, ne va ierta. A cere iertare înseamnă a te smări, a-ți înmuia inima. Nu e o vrere poruncitoare care menține învârtoșarea, ci o vrere rugătoare care ne înmoaie prin smerenie și ne face în stare de comuniune și deci de părăsirea egoismului manifestat în mândrie. În acestea aduți aminte că mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului. Iacob 5, 16. Dacă îți place ceea ce spun, împlinește, dacă nu, iartă-mă pentru toate. 230. Același frate cerând iertare, marele bătrân i-a răspuns îndată. Moartea și viața noastră sunt în mâinile noastre. Dacă nu mai săvârșim păcatele de mai înainte, iesem că de acum iertarea lor de la Dumnezeu, dat fiindcă nu ne mai clătinăm. Deci stai neclintit, fratele meu, ca să nu se împlinească și în privința ta cuvântul, iată te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Ioan 5, 14. Fugi de neascultare, depărtează necredința de la tine, înstrăinează-te de deznădejde și te alipește de Dumnezeu iubind, crezând, nădăjduind.
și vei avea în el viața veșnică. Amin. 231. Cererea aceluia și către același mare bătrân. Părinte, roagă-te pentru mine ca să fiu apărat de nălucirile de noapte și de este cu putință învrănicește-mă să vin să vă fac închinăciune și să vă ascult glasul sfânt, căci cred că dacă mi se va îngădui aceasta, mult acoperământ aș avea din ea. Răspuns. Spune Scriptura că cel credincios în puțin e credincios și în mult. Luca 16:10. Dacă ai fi crezut cuvântul meu, mai crede și când aș fi de față. Nota 348. Adică dacă nu crezi cuvintelor ce ți le scriu, nu vei crede nici dacă mă vei vedea față către față. De aceea a fericit Domnul pe cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20, 29. Și ți-am scris de multe ori despre neascultare și mânie și învârtoșare. Dar văd că n-ai pus niciun preț pe cuvintele mele. Însă fiindcă sunt dator să-ți dau tot ce am, după Scriptura care zice, tot celui ce cere dă-i, Matei 5, 42, îți spun și eu, agonisește smerenie, ascultare, nădejde, și te voi apăra la Dumnezeu pentru toate păcatele tale. Dar află și aceea că de nu te smerești, nu asculți. Și dacă nu asculți, nu iubești. Și dacă nu iubești, nu crezi și nu nădăjduiești. Dacă dești ostenești să le ai acestea, voi socoti ca ale mele toate păcatele tale. Și dacă te socotești pe tine lepros, cred că auzi și tu de la Mântuitorul cuvântul, voiesc, curățește-te. Matei 8:3. Și dacă te socotești păcătos, auzi, iertate-ți sunt păcatele tale cele multe. Luca 7, 47-48. Și dacă te socotești orb, vei afla vederea după credința ta. Matei 9:29. Acestea ți le-am scris ție și mai înainte, dar ai dormit. Păzește-ți gura să nu cazi iarăși în hula înspăimântătoare, căci când ți-a ajuns sufletul până la ea, am asudat să-ți fac pe Dumnezeu îndurător ca să scap de ea. Și de vei lua aminte să păzești cele spuse dintr-o sufletul tău, ele te vor păzi nu numai de nălucirile de noapte, ci și de toate uneltirile vrăjmașului prin Hristos, care te ajută pe tine. Amin. 232. Aceluiași către același. Fă milă cu mine, Stăpâne, și spune-mi cum pot să mă mântuiesc în vremea aceasta, că gândul fricii s-a suit în inima mea. Ce poruncesc să fac? Răspuns. Omul se poate mântui în orice vreme cu harul lui Dumnezeu, dacă poate să-și taie vrerea lui în toate și să aibă o inimă smerită și dacă are pururea moartea în fața ochilor. În acest caz, oriunde ar fi, nu va pune frica stăpânire pe el. Căci unul ca acesta le-a uitat pe cele din dărăt și se întinde spre cele dinainte. Filipeni 3:13. Nota 351. Acela nu mai este stăpânit de frică, pentru că nu se mai gândește la trecutul său păcătos. Nu mai este stăpânit și chiar de frica noastră, deși se gândește la ea. El e preocupat mereu de binele pe care vrea să-l facă în și mai mare măsură și care îi stă în față. Fă aceasta și fii fără grijă, căci te vei mântui. 233. Un frate mai tânăr, având credință în același frate, îl certa pe motiv de folos sufletesc. Și treptat început să împlinească trebuințele lui ca un slujitor. Și fratele, nepricepând ce se petrece, nu l-a întrebat pe bătrân despre aceasta. Dar bătrânul, cunoscând cu darul lui Dumnezeu, ca un străvăzător ceea ce se petrecea, îi scrise lui acestea. Îndemnul lui Varsa nu fie. Frate, Dumnezeu, prin mijlocirea sfinților și a lui Ava al tău, ți-a iertat cele din tâi păcate săvârșite cu îngăduința lui Dumnezeu. Roman 3:26. Spre arătarea roadelor dreptății, ca să se împlinească cu tine Scriptura care zice, unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit cu îmbelșugare harul. Roman 5:20. Nota 352. Scopul demonilor e ca prin ispite și păcate să te piardă, dar Dumnezeu aduce lucrarea lui prin care te duce în ținta bună urmărită de el, covârșind lucrarea cea rea a acelora. Pentru ce deci îndemn iarăși focul să vină în pădurea ta? Pentru că dracii nu te lasă să vezi aceasta până ce nu te iau în mâinile lor și nu se împlinesc voia lor cu tine. Dar ca să vezi că acest lucru nu ți este spre folos, ci spre primejdie, ia minte că prin aceasta te fac cu dreptate
să înțelegi pe fața apostolului care zice, cel ce înveți pe altul, nu te înveți pe tine. Romani 2:21. Ascultă, frate, ai ajuns slăbănog de vrei să fii slujit de altul? Nu-ți dai seama că aceasta este spre o sândă, mai ales pentru un tânăr care poate să slujească el altuia? Crede-mă că eu, până ce n-am primit înștiințare de la Dumnezeu, să mă liniștesc în retragere, mă slujeam singur pe mine însumi, chiar în vreme de boală, pregătindu-mi puțină mâncare și aprinzând focul. Nu face ceea ce faci, că de nu, vei muri în chip păcătos. Ci de ai vreo nevoie, nu vorbi de ea mai mult decât e de trebuință. Că cel ce nu și-a zidit chilia sa, cum o va zidi pe altuia? Nu știi că Domnul a zis, Fiul omului, n-a venit să-i se slujească, ci să slujească. Matei 20:28. Nu te lăsa abătut de la acestea, că de nu sângele tău va fi asupra ta. 3 Împărați 2:38. Spune cu smerenie, care este adevărul celor ce te întreabă ceva? Iertați-mă că rătăcesc. Am întrebat și am auzit că un tânăr nu folosește pe un tânăr, chiar dacă l-ar adăpa cu cunoașterea întregii Scripturi. De vei pune deci în lucrare toată puterea ta, voi pune și eu cuvânt pentru tine înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu vei fi șters din inima mea. Dar puterea mea o folosesc rugându-mă lui Dumnezeu ca să te scoată pe tine din înspăimântătorul întuneric la lumina cea negrăită, de la rătăcirea dracilor la cunoștința lui Hristos, de la moartea cea de-a doua a păcatului, nota 355, moartea cea din tâi de pe urma păcatului a fost cea dinainte de botez sau de cunoașterea lui Hristos. Moartea cea de-a doua e cea de pe urma păcatelor de după botez, la viața veșnică. Dacă voiești să te mântuiești, nu disprețui cele spuse. Fie să te văd rodind în via Stăpânului nostru Iisus Hristos, câte 30, câte 60, câte 100, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. 234. Cererea aceluia către același mare bătrân, iartă-mă, Părinte, pentru Domnul, căci fără să știu am fost luat în bătaie de joc și roagă-te pentru mine ca să pun început. Răspunsul lui Varsa nu fie. Știm, frate, că atunci când unii se apropiau de Stăpânul Hristos, în pocăință adevărată, primeau iertarea păcatelor. Așa a spus acelei păcătoase, iartă-se ție păcatele. Luca 7:47-48. Deci îți spun și eu că de vei face după puterea ta cele spuse de mine, te va milui și pe tine. Cel ce a miluit pe David și l-a iertat pe el și pe păcătoasa. Iar spunând, voiesc să pun început, m-ai bucurat și pe mine. Dar începutul este smerenia și frica de Dumnezeu. Căci frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Psalmul 110:10. Dar ce este începutul înțelepciunii, dacă nu oprirea de la toate cele urâte lui Dumnezeu? Și cum se oprește cineva de la acestea, dacă nu ne mai făcând ceva fără întrebare și sfat, sau ne mai grăind ceva din cele ce nu se cuvin? Și apoi a se socoti pe sine nebun și prost și ca nefiind nimic. Nu spun, frate, ca unul care aș fi drept ceea ce-ți spun. O știe aceasta Dumnezeu. Dar de vei crede, Domnul va face cu tine după credința ta. Cât s-a scris, mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului. Iacob 5:16. Fă deci după puterea ta, ca să pui în punga ta cei 100 de dinari și eu voi pune în ea cei 10.000 de talanți ai mei. Matei 18:24-28. Nota 355. Varsa nu fie spune adresatului, plătește-mi cei 100 de dinari cu care ești dator, sau împlinește puținele sfaturi ce ți le dau și eu voi plăti Domnului cei 10.000 de dinari cu care sunt dator pentru tine. Cu cât e cineva mai conștient, cu atât e mai responsabil pentru alții. Căci cei ce datora în Evanghelie Stăpânului 10.000 de dinari, îi datora ca unul ce era răspunzător de munca celor subordonați lui. Și să nu ne socotești acestea, căci altfel mare jale îți va veni. Ci gândește-te totdeauna la ele și le păzește. Și cred că nu-ți va fi o steneală în deșert. 1 Tesaloniceni 3:5. De vei păzi mărgăritarul, te vei îmbogăți prin el în Hristos Iisus Domnul nostru, căruia se cuvine slava în veci. Amin. 235. Aceluiași către același mare bătrân. Mă necăjesc pe Ava, pentru că arată mai multă cinste unor frați și mă smintesc din această pricină, așa de mult,
că sunt războit de ispita de a-l urâ. Roagă-te pentru mine și arată-mi ce să fac. Răspunsul lui Varsanufi, frate, te ispitești pe tine însuți. Nu știi că fiecare e ispitit de pofta sa ca de o vrajă? Iacob 1.14, nota 356, pofta de a fi mai mult îi zugrăvește cuiva un chip măreț al său, care îl stăpânește ca o vrajă și îl face să se mânie, că nu-i se arată o cinste pe măsura acestui chip. Vraja îl face să se închipuie mai presus de realitatea sa. Ia aminte la tine că diavolul se grăbește să ceară să te clatine din sfatul dație. Să nu-i dea Dumnezeu loc, căci a zis Domnul către Petru, iată v-a cerut diavolul să vă cearnă ca pe grâu, și eu m-am rugat tatălui meu ca să nu cadă credința ta. Luca 21:31. Frate, nu căuta la altul, ci la tine. Nu-i scodi cele ale lui, căci nu-ți va folosi la nimic. Și nimic nu tulbură așa de mult inima ta ca aceasta. Nota 357. Nu cerceta plin de curiozitate umbrele din viața altuia, ci cercetează-le pe ale tale. Căci făcând primul lucru, vei fi tulburat continuu de ispita de a-l osândi, iar de păcatele tale vei uita. Și prin aceasta vei spori păcatele tale. Ia seama să nu faci deșartă astfel rugăciunea mea către Dumnezeu pentru tine. Și să știi că chiar dacă n-ai fi venit acum cu cererea ta, ți-aș fi arătat acestea. Ai păcătuit? Liniștește-te din tulburarea păcatului. Și nu lua în socoteală cele rele, ci cele bune. Căci cel bun ia în socoteală cele bune, iar cel rău cele rele. Matei 12:35. Domnul să te ierte, ridică-te, iarăși susținut de mâna lui Dumnezeu și să nu crezi gândurilor tale, căci dracii ți arată lucrurile așa cum voiesc ei. Asigură-te împotriva lor, că sunt cumpliți și plini de furie împotriva ta. Domnul să-i alunge pe ei în grabă de la tine, frate. 236. Același frate, chinuit încă de aceleași gânduri, a trimis și iarăși marului bătrân rugămintea să-i trimită lui cuvânt de viață. Iar acela i-a trimis în scris acestea. Frate, rău te mai tulbură gândurile și dracii cu uneltirea lor în privința avei al tău, ca să-l urăști pe el care te iubește și să-l necăjești pe el care vrea să te acopere după sufletul lui, ca să împlinească cu tine ceea ce s-a scris. În loc de a mă iubi pe mine, mă căleveteau și mi-au răsplătit cu rele cele bune și cu ură iubirea. Psalmul 108:3-4. Căci de multe ori te încredințează că te iubește și totuși nu crezi, ci pisma diavolului orbește inima ta ca să cugeți cele rele în locul celor bune și cele amare în locul celor dulci și așa să ai parte de o sândă împreună cu cel ce zice binelui rău și dulcelui amar și cu cel ce socotește lumina întuneric și întunericul lumină. Isaia 5:20, nota 359. Aceasta e minciuna. Și ea nu împiedică numai cunoașterea realității, ci și conduce viața celui ce o susține și a celor amăgiți de el pe un drum fals, pe drumul nerealizărilor, al strâmbării ființei lor, al slăbirii ei, al unirii ei cu neființa. Luând întunericul drept lumină, toate ființa lor se scufundă în întuneric, nemai văzând niciun sens al existenței. Toată se scufundă pentru ei nonsens. Te fură lipsitule de minte și zăbavnicule cu inima, și nu înțelegi că voiește să te ducă la pieirea sufletului, făcându-te să ascunzi în tine și să treci cu vederea cuvintele mele și să te sfarând. Nu-ți folosesc aceasta, nu-ți folosesc. Dacă inima ta nu-ți dă știrea că este așa, nu ești om, ci diavol. Căci te-ai întâmplat, te-ai împlântat în necredință și neascultare. Și cei neascultători se fac diavoli ca el. Nu înțelegi ce faci, fratele meu, aducându-l pe ava al tău la supărare și făcându-l să suporte greutatea ce i-o pricinuiești. Că cel te îndeamnă ca pe un fiu adevărat și iubit, cum te socotește cu adevărat, și pentru o clipă se înmoaie inima ta, dar apoi iarăși te clintești din bine și te schimbi cu luna. Sirac 27:12. Am încredințarea de la stăpânul meu Dumnezeu că nu-ți grezi ție nimic fără Dumnezeu spre mântuirea sufletului tău. Și de multe ori caut să-ți trimit ție cuvânt despre mișcările și gândurile tale și am avut îndelungă răbdare până azi, așteptând să pricep ceea ce ți este de folos. Da, fiule, rabdă-mă pe mine cel prea mic,
și depărtează-te de gândurile tale cele rele și ia-le pe cele bune. Nevinovăția, iubirea, îndelunga răbdare, smerenia, care golește toată traista cu săgeți a diavolului și înalță capul celor ce o dobândesc pe ea și atrage la harul lui Dumnezeu. Nota 362. Smerenia, iubirea și celelalte virtuți sunt nu numai simțiri, ci și gânduri statornice și legături reale între oameni. Smerenia îl face pe diavol să-și întrebuințeze una după alta săgețile lui ispititoare asupra ei, dar fără efect. Trezește-te, veghează, fii cu curaj, mângâie-te în acestea și dorește-te după mântuire. Urăște pisma, nota 363, a urâ pisma, a urâ ura, a rămânea netulburat senin și tare față de ispita de a urâ și deci de a pismui, ciuda, cearta, clevetirea și cele asemenea acestora. Și fii oaie nevinovată în turma lui Hristos, mădular cinstit al loștii din mănăstire, vas sfințit, fiu al împărăției, moștenitor al slavei, ca viețuind potrivit poruncilor lui Hristos să te îmbrănicești de viața veșnică și de slăvita înviere. Căci martorul îmi este Dumnezeu că mă rog pentru mântuirea sufletului tău. Dă-i mie să te mântuiești și la cunoștința adevărului să vii. 1 Timotei 2:4. Nota 364. Varsanufie l-a asigurat adeseori pe adresat că voiește mântuirea lui. Dar așa cum dorește să sporească acela continuu în cele bune, așa îi dorește să sporească și în dorirea mântuirii altora. Înaintarea continuă în Dumnezeu e nedespărțită de înaintarea continuă în iubirea altora și în toate virtuțile care îl fac pe om tot mai asemenea cu Dumnezeu și prin aceasta tot mai iubitor de oameni. Dacă ai fi cugetat neîncetat la cuvintele mele, n-ai fi greșit, nici n-ai fi rătăcit, ci ai fi umblat pe calea cea plină de necazuri voite de Dumnezeu. Matei 7:14, care duce la viața veșnică, cea întru Hristos Iisus Domnul nostru, Dumnezeu să te înțelepțească, frate, în cele ale voii Lui. 237. Întrebarea aceluiași către același. Iartă-mă, Avo, pentru Domnul. Îmi aduc aminte că părinții spun să intrăm în chilie și să ne amintim de păcatele noastre. Pateric, Pimen 162. Dar când mi le amintesc, nu sufăr durere pentru ele. De multe ori doresc să mă pocăiesc, dar nu izbutesc. Spune, ce împiedică pocăința de nu vine? Răspuns, frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Fiindcă a intra în chilie înseamnă a intra în suflet și a cerceta pe el și a aduna gândul nostru de la orice om. Și atunci ne îndurerăm și ne pocăim. Deci ceea ce împiedică pocăința să vină la noi este voia noastră. Dar ceea ce oprește pe om să-și taie voia sa este necredința. Iar necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni. Domnul a zis, cum puteți crede când primiți slava de la oameni și nu căutați slava cea de la unicul Dumnezeu? Isaia 5:44. De multe ori împiedici apa să coboare prin gura ta în stomacul tău, căci tu o sorbi prin nări. Iar la aceasta te mână cumplita sete de a pune în vedere dreptatea ta. Ea coboară pe om în iad. Nota 365. Uneori ocolești prilejurile de a-ți astâmpăra setea de laudă în mod direct, dar cauți să te pui în arătare, măcar prin calea ocolită, a justificării păcatelor tale sau a laudei faptelor tale bune. De aceea își bat joc demonii de tine și ți le fac pe cele ușoare grele. Nota 366. Faptele din mănăstire care îți pot face ușoară mântuirea ți-o fac grea când cauți să le pui la arătare în văzul altora. Deci dacă mă întrebi, sau oprește voința ta și dorința ta de a-ți pune în vedere dreptatea ta și de a plăcea oamenilor, sau încetez eu să-ți răspund. Căci dacă nu te ostănești cu durere, să-ți tai voia ta, chiar dacă inima ta nu o vrea, nota 367, inima e luată aici în sens rău. Chiar dacă pornirea inimii tale nu vrea să-ți tai voia ta, tai-o totuși. Sunt mai multe voi în om. Trebuie să o tai pe cea care te duce la rău, prin cea superioară care alege binele tău cel adevărat și te duce la realizarea adevăratei tale ființe. Dar aceasta înseamnă a întări dragostea ta de Dumnezeu și de oameni. Ce folos vei avea din întrebarea ta? Ți-am spus, dă tu cei 100 de dinari și iată ți s-au iertat păcatele tale cele vechi.
dar tu te străduiești prin poarta din dosa punerii în vedere a dreptății tale să cazi la ceva și mai rău. Încetează, frate, căci nu e bună calea aceasta, căci a spus Ama, maica în limbile semite, Sara, dacă vreau să plac tuturor oamenilor, va trebui să mă pocăiesc la poarta tuturor. Pateric, Sara 5, nota 368, trebuie să le arăt tuturor, dar aceasta din credința Dumnezeu, că nu sunt nimic. Dar prin aceasta arăt și lui Dumnezeu că am greșit, căutând laudele lor. Iar apostolul zice, dacă aș plăcea oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos, Galateni 1:10. Dacă vrei să plângi cu adevărat păcatele tale, ia minte la tine însuți și fii mort față de orice om. Nota 369. Să nu te miște nimic ce-ți vine de la oameni, decât îndemnul la credința și pilda bună. Căci cu mare osteneală se săvârșește, frate, mântuirea omului. Tai acestea trei. Voia, dorința de a-ți arăta dreptatea, dorința de a plăcea oamenilor. Și atunci îți va veni cu adevărat pocăința. Și te va acoperi Dumnezeu față de orice rău. Frate, îți dau mărturie. Ia minte la tine, bucură-te când ești lovit, ocărât, înjurat, certat. Depărtează de la tine viclenia șarpelui, nu înțelepciunea. Nota 371. Să alungăm viclenia diavolului, dar nu înțelepciunea. Să nu confundăm viclenia cu înțelepciunea. Leacă împotriva mândriei care se ține ca o umbră de orice bine pe care îl facem. E să spunem cum ne-a sfătuit Iisus. Când ați făcut toate acestea, spuneți, slugi nevrednice suntem, am făcut ceea ce eram dator să facem. Luca 17:10. Agonisește-ți nevinovăția porumbelului, Matei 10:16, unită cu înțelepciunea. Și Domnul îți va ajuta ție. Iată calea mântuirii. De-ți place, păzești-o și Dumnezeu îți va da mâna. Iar de nu voiești, tu vei cădea. Căci tot cel ce voiește vrea să aibă stăpânirea de sine. Dar dacă o predai pe aceasta altuia, ești fără grijă, căci altul va purta grija de tine. Alege ceea ce voiești. 238. Întrebarea aceluiași către același. Ce este viclenia și înțelepciunea? Și nevinovăția unită cu înțelepciunea? Răspuns. Ți-am vorbit de viclenia șarpelui, respectând înțelepciunea ta. Căci viclenia diavolului aduce în om toate gândurile lui cele rele. Și dacă rămâne omul în ele, întinde împotriva lui Dumnezeu viclenia lui. Și toate cele ce țin de viclenie sunt spre pieirea sufletului. Căci tot pomul rău aduce roade rele. Matei 7:17-12:33. Iar înțelepciunea aduce pe om la dreapta socoteală, la deosebirea gândurilor. Ți-am spus, frate, ține nevinovăția porumbelului unită cu înțelepciunea. Pentru că gândurile ei sunt bune și folositoare. Căci tot pomul bun face roade bune. Matei 7:17. Iar nevinovăția unită cu înțelepciunea duce pe om la odihna gândurilor, la liniștea sufletului și a trupului și la viața veșnică. Nota 372. Odihna din împărăția cerurilor este o odihnă, o pace a sufletului. Ea trebuie să înceapă încă de aici. Străduiește-te să agonisești acestea și te va ajuta Domnul, căci aceasta este voia Lui, mântuirea a tot omului.